Salut și bine ai venit la Gânduri cu Tâlc! Sunt Camelia Tița, prietena ta, și la Gânduri cu Tâlc astăzi te întreb, oare ce trebuie să pierzi ca să apreciezi? Ce vreau să spun, dragilor, cu asta? Nu știu de ce noi, oamenii, reușim să apreciem lucrurile după ce le pierdem. Deci cât le avem, nu le apreciem. Și ca să mă fac mai bine înțeleasă. Trebuie să pierdem pe cineva drag ca să-l apreciem și să-i spunem asta. Trebuie să pierdem pacea ca să apreciem pacea. Trebuie să ne pierdem sănătatea ca să o apreciem. Trebuie să fim într-o situație grea ca să apreciem că a fost bine așa cum a fost. Trebuie să ne pierdem slujba, serviciu, ca să ne gândim că era bine, deși atunci când eram acolo eram nemulțumit. Nu știu cum se face, dragilor, când totdeauna noi oamenii suntem foarte nemulțumiți și când pierdem lucrurile pentru care suntem nemulțumiți, suntem și mai nemulțumiți. Abia atunci ne gândim, da, bine era, dar până atunci eram nemulțumiți. Oare de ce, dragilor? Pentru că nu am fost învățați să fim recunoscători. Pentru că nu suntem învățați, educați, da? Nu avem acest exercițiu, ca să zic așa, ca să fim recunoscători. Dragilor, indiferent ce avem, da? Câte puțin, ar trebui să fim recunoscători pentru acel puțin. De ce? Ca să putem avea mai mult. Atunci când ești recunoscător pentru ceea ce ai, cât ți se pare de puțin sau de modest sau poți să visezi la mai mult, da? Dar nu ai șanse să ai mai mult dacă tu acolo unde ești nu-ți faci treaba cum trebuie, nu apreciezi ceea ce ai și nu ești pasionat și dai din tine, ca să zic așa, ca să fii mulțumitor, recunoscător pentru ce ai și din acea energie să lucrezi în favoarea a ceea ce îți dorești mai mult. Deci te las cu această întrebare. Oare ce trebuie să pierzi ca să apreciezi? Te pup și să-ți fie de folos!